Imaginează-ți o viață fără emoții. Ar fi cam sec, nu-i așa? Din fericire, emoțiile sunt inseparabile de psihicul nostru. Iar dacă ajungem să le cunoaștem, vom avea o viață emoțională mult mai savuroasă. În acest scop a fost creată roata emoțiilor. Datorită ei ne putem familiariza mai ușor cu emoțiile noastre și putem ajunge la trăiri emoționale mult mai semnificative. Psihologul american Robert Plutchik a creat în 1980 roata emoțiilor, care este formată din 8 emoții fundamentale și 8 emoții complexe, formate din câte 2 emoții fundamentale. Emoțiile fundamentale pot fi observate pe cercul al doilea din imagine, pe când emoțiile complexe sunt cele trecute pe fundal alb: optimism, dragoste, supărare, înfiorare, dezaprobare, remușcare, dispreț și agresivitate. Emoțiile pot fi combinate pentru a forma sentimente diferite, la fel cum culorile pot fi amestecate pentru a crea alte nuanțe. Conform acestei teorii, emoțiile mai elaborate se comportă ca niște blocuri, a căror amestecături creează emoții mai complexe. De exemplu, emoțiile de bază, cum ar fi bucuria și încrederea, pot fi combinate pentru a crea dragostea. Implicații practice. Emoțiile au două coordonate: fiziologică, care dă intensitatea, și cognitivă, care oferă coloratura emoției. Putem spune că emoțiile sunt un produs al evaluării mediului nostru intern, adică corpul nostru, respectiv cel extern, adică lumea reală. Felul în care dăm sens acestora dă naștere emoțiilor. Plecând de la teoria emoțiilor, vom oferi două modalități practice prin care să îți dezvolți inteligența emoțională și calitatea emoțiilor pe viitor. 1. Granulație emoțională. Conceptul de granulație emoțională se referă la capacitatea de a discerne cât mai bine între emoții. Totodată, presupune flexibilitatea de a simți și recunoaște că, într-o situație specifică, putem avea mai multe emoții și putem discerne între ele. Granulația presupune a avea o paletă largă de emoții și a ști cum să atribui o emoție specifică fiecărui eveniment în parte. Hai să ne gândim în felul următor. Avem un eveniment, un gând specific și o emoție în consecință. Spre exemplu, avem un examen de dat, gândul că nu-l putem promova și emoția de anxietate. Dacă lăsăm lucrurile să decurgă de la sine fără a le analiza, vom simți doar emoția de anxietate, fără a conștientiza că, de fapt, în spate este vorba de evenimentul susținerii unui examen, respectiv credința că îl vom pica. Dar dacă avem același eveniment însoțit de o altă serie de gânduri, să spunem credința acum că va fi provocator și interesant, vom avea o emoție distinctă de data aceasta, cea de entuziasm. Astfel ajungem să înțelegem cum este compusă o emoție în cazul nostru specific și vom avea mai mult control asupra ei, consecința fiind ca în viitor să alegem noi emoțiile pe care dorim să le experimentăm prin apelul la construcțiile lor aferente. În cazul nostru, alege să vedem examenul ca pe o oportunitate și o provocare decât ca pe o amenințare. Persoanele care au un grad înalt de granulație emoțională dispun de o mai bine abilitate de reglare a emoțiilor și au o reziliență mult mai mare în fața evenimentelor cu caracter aversiv sau stresant. Mai exact, încercările vieții nu vor mai avea un impact atât de mare. În schimb, persoanele care au o granulație emoțională mai slabă sunt mult mai predispuse spre a dezvolta diferite forme de patologii, cum sunt tulburările de personalitate, depresia majoră, anxietățile și așa mai departe. Rezumând, granulația emoțională presupune a distinge între emoții și a înțelege ce anume le-a cauzat, în ideea de a reproduce experiențele emoționale respective și în viitor, pe baza elementelor din care este ea construită, ori a le evita pe cele nedorite. Mai exact, evitând tiparele de gândire nesănătoase și contextele în care pot apărea. 2. Vocabular emoțional. Granulația emoțională presupune a recunoaște și distinge între diferitele emoții, însă pentru a le recunoaște trebuie mai întâi să etichetezi emoțiile, iar etichetarea se face pe bază de cuvinte. Cuvintele fac legătura între conștientizarea unei emoții și înțelegerea a ceea ce se întâmplă în universul tău interior. Spre exemplu, dacă spui cuvântul furios, te vei gândi la starea aceea neplăcută, intensă și tăioasă, îndreptată spre un om sau spre o situație. În continuare, dacă diversifici acest cuvânt și găsești înțelesuri distincte, să spunem brutal, întărâtat și înverșunat, le vei putea atașa evenimentului de viață și experiența emoțională aferentă, consecința fiind o mai bună acuratețe în ceea ce privește înțelegerea și gestionarea emoțiilor.
Spre exemplu, dacă ești furios și îți vine să lovești ceva, înseamnă că te poți numi brutal la acel moment. Dacă ești furios din cauza că ți-ai șters din greșeală un document important de pe laptop, vei spune că ești întărătat. Iar dacă ești furios pe cineva care ți-a făcut rău, dorind să te răzbuni, te poți numi înveșunat în acel moment. În toate cele trei cazuri, ești tot furios, dar este o altă emoție de furie. Astfel, cu cât ai o conștientizare mai pronunțată asupra propriilor emoții și asupra elementelor din care este ea compusă, vei ști la ce să te aștepți de la tine și vei înțelege care sunt trăirile tale emoționale și de ce ele apar. Cum ar fi dacă ai fi bolnav, ai merge la medic, dar nu știi să-i spui ce te doare, unde te doare? N-ar fi în stare să facă mare lucru. Același procedeu se aplică și în cazul suferinței emoționale. Cuvintele duc la localizarea emoției și facilitează procesul de vindecare. În concluzie, sunt două modalități prin care ne putem înțelege și aprofunda mai bine experiențele emoționale: granulația emoțională și vocabularul emoțional. Aceste practici pot fi foarte utile în a-ți dezvolta inteligența emoțională. Emoțiile chiar sunt un fapt preponderent în viața noastră. Merită să le acordăm atenție. Educația ta emoțională poate începe chiar de acum cu cele două exerciții propuse. Dacă vrei să-ți începi cu adevărat educația emoțională, ai un playlist de videoclipuri în colțul de sus al ecranului și ne găsim acolo. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul SEMPED dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.